Salutare, dragii mei! Astăzi, împreună cu voi, vreau să pregătesc un desert din clătite și îl vom decora cu cacao sau cu ciocolată topită, puteți să-l decorați. Asta la alegerea voastră. Eu îl voi decora așa cu cacao. Cam așa. Așa. Deci, vreau să-l tai, să vă arăt cum este în interior. Deci, l-am tăiat în două. Cam așa arată. Uitați-vă la cât de bine arată. Dacă doriți să fie mai cremos, puteți să adăugați două porții de cremă, nu doar o porție. Dar mie mi-e de ajuns așa cum arată el, că este foarte, foarte super. Deci, acum să trecem. Să pregătim, să vă arăt ce ingrediente avem nevoie pentru bunătatea aceasta. Dacă vă plac rețetele mele, abonați-vă la canalul meu, distribuiți, dați like. Dar acum să trecem la treabă. Poftă bună! Totodată vreau să vă arăt la cât sunt de moi clătitele noastre. Uitați-vă ce bine arată. Foarte gustoasă. Uitați-vă. Sunt foarte, foarte gustoasă, pufoasă și destul cremau. Eu n-am vrut să fie chiar foarte, foarte cremoasă, să mâncăm doar cremă, dar să fie și clătite. Cam așa arată, uitați-vă ce bunătate. Foarte moi. Foarte moi. Deci, pentru clătite cu gust de ciocolată avem nevoie de 100-150 grame de făină, de 50 grame de cacao, de 100 grame de zahăr, de puțină sare, 20 grame de zahăr vanilat, 50 ml de ulei, 400 ml de lapte și 3 ouă. Mai întâi de toate încorporăm făina și cu cacao. La mine cacao este cu lapte, puteți să luați cacao neagră, să fie gustul de ciocolată mai intens, dar eu de aceasta am, de asta folosesc. Așa, acum luăm un bol, adăugăm în bol ouăle, adăugăm zahărul, sarea, zahărul vanilat și puțin lapte. Cam așa. Așa, amestecăm bine. Acum vom adăuga făina cu cacao și vom incorpora-o aici. Uite așa, incorporăm bine. Uitați-vă ce culoare și ce miros superb. Acum adăugăm tot laptele și amestecăm bine. Așa, acum adăugăm uleiul. Așa, punem tigaie pentru clătite. O un puțin cu ulei. Asta la prima, doar ung. Restul nu mai ung. Și punem așa. Și le cocem pe o parte și pe cealaltă parte. Luăm și le întoarcem. Așa. E ca așa, în felul următor, le cocem pe toate clătitele noastre. Luăm așa un scobitor și trecem pe margină. Și apoi le luăm și le întoarcem. Încă așa. Deci, noi clătitele le-am terminat de copt. Uitați-vă la cum arată, la cât sunt de superbe și foarte aromate. Au un gust intens și un miros intens de ciocolată. Acum ne ocupăm de cremă. Pentru cremă avem nevoie de 500 grame de
brânză de vaci. La mine eu am cumpărat-o așa cu vișini prin ea. Este puțin dulcie, dar nu are mult zahăr în ea. Un ou. Avem nevoie de 30 de grame de amidon, 50 de grame de zahăr, 110 ml de lapte, 110 eu am aici de ml de lapte, 50 grame de unt și 20 grame de zahăr vanilat. Așa, deci luăm brânza, o punem într-un bol aici, așa, încă așa ea, apoi adăugăm oul, laptele, zahărul vanilat, amidonul, așa, zahărul și toată compoziția aceasta vom bate-o cu blenderul. E ca cu așa fel de blender, a s-o batem. E ca așa o masă trebuie să vă se primească. Am blânduit-o bine. Așa. Acum o adăugăm într-o cratiță și o vom fierbe. Deci că am pus-o așa într-o codoasă, cum să-i spun, nu? Și amestecăm la foc mediu, ea să devie mai subțire, după care ea să înceapă să fiarbă. De la fierbere fierbem un minut, două, e ca așa, undeva două minute o fierbem. E că de la fierbere fierbem un minut, două, nu mai mult. Și mereu în continuu amestecăm ca să nu se ardă crema noastră. Încă vedeți? Așa, crema noastră este gata. Adăugăm untul și îl încorporăm aici. La mine s-a primit puțin așa roz, roz, culoarea roză, pentru că era și vișini. Dar dacă spuneți brânză de vac fără vișini, fără de asta, să primească alb-albă. Așa, deci mai departe, așa cum este crema fierbinte, luăm câte o clătită. Așa. O ungem cu cremă. Așa fierbinte. Așa. Așa. O rulăm. Încă așa. Încă așa. Aici avem o farfurie și o vom pune aici. Încă așa. Și iarăși luăm o clătită și în felul următor le pregătim pe toate. Așa, după ce am pus 5 clătite, le ungem puțin. Așa, tot cu cremă fierbinte. Așa, primul rând merge 5, a doilea 4. Și iară le ungem așa cu cremă. Așa, deci desertul meu este gata. Aici mai trebuie o clătită pe care am mâncat-o eu. Am vrut să fac degustația la clătite, dar nu le-am numărat. Mie îmi trebuia 15 și din toată compoziția care am făcut-o eu mi s-a primit 15 clătite. Dar eu, cu păreri de rău, am vrut să fac degustația și ea că o clătită nu mi-ajunge aici, dar nu-i nimic strașnic. E ca așa, le-am pus pe toate aceste 14 clătite. La mine și tigaia este mare. Dacă ați faceți în tigăi micuți, mai micuță tigaia, ați primească mai multe clătite și crema va fi mai groasă printre clătite. Dar la mine este ok, nu-i nimic strașnic. Acum le dăm la frigider pentru o oră, două, după ce le scoatem, le decorăm ori cu ciocolată rasă prin răzătoare, ori cu cacao. Le presurăm toată bunătatea aceasta.
Cam așa arată, dragii mei. Eu vă doresc poftă bună și numai bine. Este o bunătate, trebuie să o încercați. Pa, pa!